Bine v-am găsit, dragi băieți și fete, pasionați de mașini, de Dragos Stoica Creative Wizards, și iată-ne din nou într-o altă zi frumoasă cu o mașină minunată. Astăzi avem lângă noi aici noul Porsche Panamera 2020, această minunăție pe 4 roți, care este o mașină hibridă, vă ajută la început un mic motor electric și nu se aude absolut nimic pe evacuarea clasică, iar după aia puteți să dezlănțuiți cei 560 de cai, 750 de Nm a unui motor Twin Turbo V6 de 2,9 litri, bineînțeles, pe benzină. Iată noua mașină de la Porsche, acest model de Panamera 2020, într-o culoare frumoasă, clasică și cu niște etriere și niște finisaje de un verde fosforescent care să dea un contrast senzațional între caroserie și aceste detalii, cum ar fi etrierii, emblemele de la Porsche și așa mai departe. Înăuntru avem o culoare cafenie clasică, un pic de lemn pe niște elemente, este o combinație foarte interesantă a lui Porsche dintr-o mașină cu veleități sportive și niște elemente de clasic și eleganță. Ce putem să vă mai spunem despre această minunăție, că aleargă incredibil și trebuie să aveți grijă cum o struniți, așa cum se pretează orice mașină 2020, toate sistemele de siguranță, toate sistemele de asistare, un bord extraordinar de bine dotat, cu LCD-uri, touchscreen-uri și așa mai departe. Să ne uităm un pic și la portbagaj. Nu vă așteptați să puteți să vă luați toată familia într-o astfel de mașină, dar după cum vedeți, portbagajul este mai mult decât decent pentru un Porsche Panamera Sport. În cap câteva genți, puteți să vă băgați și copiii dacă nu sunt cu minți aici, se pot lăsa, bineînțeles, scaunele, bancheta spate și așa mai departe. Bineînțeles, frânele principale sunt pe puntea față, dar țineți cont, tracțiunea este absolut integrală. Iată, pe spate avem niște discuri un pic mai mici, niște etriere un pic mai mici. Dacă nu greșesc, cele de pe spate au 4 pistoane și cele de pe față 6. În sfârșit, un detaliu pentru pasionați. Majoritatea dintre voi vor ține cont doar că atât de bine pe cât poate să alerge, pe atât de bine poate să frâneze. Haideți să ne uităm și sub capotă. Dacă credeți că veți fi impresionați de V6-le Twin Turbo, nu vedeți foarte mare lucru din el. Ca la orice mașină modernă, totul este capsulat, elemente de ranforsări, capace de plastic, deci totul este bine protejat și acoperit, dar cât de cât puteți să vă faceți o impresie de cele două admisii și cele două turbine stânga-dreapta, un motor compact, bine încapsulat. Suspensiile sunt adaptive, le puteți regla înălțimea inclusiv din meniul mașinii, după cum o să vedeți mai târziu prezentarea meniului. Bine ați venit în interiorul mașinii. Dacă vă uitați, aveți predominant culoarea aceasta bej, cafenie. Practic ați vărsat cafeaua pe interiorul mașinii. Cui îi place și este fan, va fi foarte încântat. Bineînțeles, scaunele sunt ventilate, aerisite, setabile în tot felul de feluri, toate părțile scaunului se pot mișca electric și aranja, bineînțeles cu memorare de profile pe ușă, dacă conduce unul, dacă conduce celălalt, un sistem audio pe măsură, un bord destul de elegant, consola centrală la îndemână, controlul aerului stânga-dreapta, suspensia, bineînțeles, o cutie automată performantă, un volan tipic Porsche cu toate reglajele clasice, iar instrumentele de bord sunt foarte interesante. Porsche a ales pentru acest model să fie un indicator clasic mecanic cu ac pentru turometru fix pe centru, o să-l vedeți în câteva imagini imediat, cu alte indicații ale cutiei de viteză de desubt, iar stânga-dreapta sunt două LCD-uri pe care vă puteți alege ce informații să afișeze, viteza, tot felul de temperaturi, de presiuni, presiunea în roți, informații despre mașină, informații sportive, să aveți o altă navigație aici. Este foarte fain că poți să ai această customizare și să alegi toate aceste variante. Bineînțeles, dita mai LCD-ul central cu touchscreen, unde de obicei puteți să țineți navigația, dar bineînțeles,
să vă gestionați media, să vă conectați telefonul, setările mașinii și toate meniurile acesteia, clima și, evident, alte aplicații moderne cu care vă puteți conecta cu alte dispozitive mobile, sistemele de siguranță, partea electrică a mașinii, să vedeți ce se întâmplă cu bateria, cum se reîncarcă la frânări acumulatorul și așa mai departe. Sistemul audio, conectivitatea, setările generale, aveți aici un meniu destul de prietenos cu care vă puteți învăța repede. O altă trăsătură drăguță a acestei mașini este acest ceas de bord, pe care o să-l vedeți o combinație foarte interesantă între un secundar mecanic, ceasul este evident un quartz, și o oră și minute digitale. Aerisiri centrale, foarte interesant, această aerisire centrală, cât și cele de deasupra bordului, se deschid automat în funcție de setările de temperatură și ventilație pe care le puneți voi și se închid iarăși automat când nu este nevoie de ventilație. Un aspect foarte drăguț și interesant. Aici, bineînțeles, toate butoanele ce controlează luminile și panourile din plafonul superior, pe care o să le vedeți imediat cum se pot deschide, retrage și așa mai departe. Este unul pe față, unul pentru pasagerii din spate și, bineînțeles, geamul total retractabil aici sus. Dacă vreți să vă aerisiți, să vedeți ploaia cum pică pe mașină sau să admirați noaptea stelele. Cam atât pe scurt și pe foarte repede înainte despre Panamera 2020. Vă lăsăm în continuare să o admirați și să vă bucurați de ea alături de noi. Țineți aproape!